Cimitirul eroilor a fost înființat special pentru odihna veșnică a celor care și-au jertfit viața pentru neatârnarea neamului. Săptămâna trecută, Campus TV semnala faptul că de pe un mormânt din apropierea bisericii dispăruse crucea unui erou necunoscut. În apropiata vecinătate se ridicase un mormânt proaspăt și toate indiciile conduceau către o singură concluzie. Din cauza lipsei locurilor de veci, care pune municipalitatea într-o serioasă dificultate, mormântul unui erou ar fi fost desființat pentru a face loc altuia al unui buzoian obișnuit. După ce a fost la fața locului, viceprimarul Sebastian Radu a dispus cercetarea cazului pentru a afla cine se face vinovat de distrugerea unui monument istoric. Legat de evenimentul care s-a petrecut în Cimitirul Eroilor, vreau să vă informez că acea cruce a fost reamplasată pe locul unde a fost inițial. Nu putem vorbi despre o profanare de morminte pentru că în locul respectiv nu există mormântat nimeni. Din verificările care s-au efectuat, acele cruci sunt amplasate nu neapărat pentru că cineva este mormântat acolo, ci a fost un gest simbolic, da? Încă nu este foarte clar cine și cum a îndrăznit să deranjeze somnul unui erou național. Oficial s-a comunicat că structura crucii ar fi fost afectată când s-a săpat groapa din imediata apropiere. Dar oricât de acut ar fi lipsa locurilor de veci din orașul nostru, este de neconceput cum astfel de cazuri se pot întâmpla. Fie că este vorba despre crucea unui erou ori a unui cetățean de rând, odihna lor veșnică se cade a fi respectată în oricare dintre cimitirele orașului. Iar cei care se fac vinovați de profanarea amintirii celor plecați dintre vii trebuie să răspundă pentru faptele lor.